Am aici niște afine pe care vreau să le duc copiilor să le mănânce și de data aceasta am pus două caserole din acelea de afine pentru că știu că le plac și o să le mănânce pe toate. Ce s-a întâmplat? Cine vrea afine? E bun? Da, cum vrei, din asta dublu sau cartea simplă, da, să vă refer? Una? Nu, două, ce ești dublu. Că atunci când beau din asta, voastră dublu, dacă nu, o ceașcă din asta. Oh, mi-a făcut cafeaua, asta și meu. Aceasta e a mea și aceasta a lui. Și urmează cartofii. Când te gândești că m-am dus să culeg boabele de cafea, să le maci, să... cât ai muncit, așa e? Da. Multă muncă. Foarte multă muncă. Da, și eu vreau să zic. Păi pentru soția ta care iubești, eee, nu merită. Vrei, și pregătește micul dejun, iar eu aici am pus ingredientele în frigorifer. Și l-am și pe Eric, care e obosit și în curând o să adoarmă. Ce bine arată! L-am pus în funcțiune și o să gătească timp de 8 ore. Și acum ceasul este 11:30, deci v-am mâncat și fritocanițe de cartofi la 7 seara, 8 seara. Până atunci mănâncă ouă, ouă. Gătesc o mâncare până... Între timp a dormit și Eric. Spui parmezan pe asta? Puțin, te rog. Mersi. Omleta făcută de soțul meu este gata. Ia uitați câtă verdeață mi-a pus acolo. Placa aceasta de aici este complicat de pus pentru că nu este drept peretele, deci nu este așa, este cumva așa și trebuie să taie după perete ca să se potrivească aici, să se îmbine perfect. Și da, e puțin cam dificil, dar eu am încredere în cipriotul meu, așa e? Da. Omul meu de bază. Și a rezolvat Cipri aici, ia uitați. Și deși a fost complicat, cred că o oră s-a chinuit săracul la placa aceasta, dar a rezolvat-o. Mai are 4 ore și 23 de minute până este gata mâncarea. Aproape am terminat și cu pădeaua, mai este partea aceea, dar aceea o vom pune săptămâna viitoare. Oricum arată bine, sunt mulțumită și da, astăzi nu prea vom mai face mare lucru, nu cred. Să vedem tocănița, dar mai are până este gata încă vreo 2 ore. Dă-l-i mami. Ai dat lui Eddie? Ok, super. Da, lui Eddie. Hai să te ajut. Oh, bale, bravo! Băieții au adus mega bostanul ca să îl cioplească. Și să vedem ce formă vor face la acesta, pentru că celălalt e și creepy. Cred că aici Eddie vrea altă formă, așa e? Din parcă așa ai spus. Vedem la final. Cipri a pus și pulpe în cuptor, care acum se fac, am deschis repede ușa doar ca să vi le arăt, dar o închid acum la loc. Ce zilește? Păi a văzut și celălalt, că le-a ținut 2 zile în casă. Hai, bă, ce gai. Uite, se mi-ține. Ce mari sunt, chiar că... Da, nu se pușa. Ia să vedem. Ia să vedem. În grădină, poate. Așa arată bostanul nostru gigantic. Urmează să-l aprindem. Wow, ce frumos e. Aici, așa e? Aici.
Avem și inimioare, și steluțe. E ce am ucis de sănătate. Da? A, și asta la rece doar. Da, a stat în casă. A. A, da. Ia. Și așa arată frumusețile acestea două. Ia uitați-le. Acesta creepy și mega bostanul bun cu forme frumoase. Hedy s-a pus pe el. Și aici are numai inimioare. Tocănița este gata și așa arată. Acum punem în farfurii să mâncăm. Sper să fie bine, oricum el lasă foarte bine aici, dar să vedem și gustul cum este. Masa este pregătită și l-am pus și pe Eric în scaunul lui, o să-i dau să mănânce aici. Toți băieții mei dorm și eu am venit să pun restul de tocană într-un bol și vreau să vă arăt fundul acestui vas de gătit, care, ia uitați, este cu cartofi arși, deci s-a prins tocana, uitați, deci se vede. Și nu știu dacă am făcut eu ceva greșit, pentru că am citit manualul de instrucțiuni și eu zic că am respectat pașii care trebuie. Doar că am impresia, ori a stat prea mult, ori au fost prea puțini cartofi. Am lăsat tot timp de 8 ore tocana să se gătească, dar pe la 6 ore, așa, după ce s-a gătit timp de 6 ore, am venit și am amestecat în ea și atunci parcă mie mi s-a părut că este gata. Am testat un cartof, era gata, dar am zis că hai să o las să își termine ea programul. Și după ce am amestecat, am pus la loc capacul și am mai lăsat-o și ultimele 2 ore și uitați că s-a prins. Nu știu dacă are și setare pentru 6 ore, dar cred că a fost totuși prea mult. Și nu știu dacă am făcut eu ceva greșit sau nu. Chiar nu știu. Cele care aveți slow cooker, voi, de exemplu, câte ore lăsați tocănița sau nu neapărat tocana de cartofi, orice fel de tocăniță sau alte preparate pe care le faceți. Știu că este funcția high de 4 ore, slow de 8 ore. Dar nu știu dacă am și 6 ore, pentru că am impresia că aceea era ideală de 6 ore. V-am zis că am testat și mie mi s-a părut că era gata și sosul era ok. Da, nu știu, sunt curioasă să aflu și părerea voastră dacă ați pățit și voi așa. Da, s-a îmbrăcat în costum. Așa o să te îmbraci tu când crești mai mare, nu? Da. Nu, nu o să te îmbraci. Nu, nu-ți place, nu vrei? Ia să te văd. Ia să vadă, mami. Cheletul. O, super! Deci că așa fac scheletul. Deci așa se facă buuu. Ce treabă. Deci că scheletul așa fac. Se duc la adunat de pomboane dulciuri. De pe la casă. Fața, da. Nu, n-am filmat. Cred că le-am pus pe cărucior. Pa, distracție plăcută. Cred că vreau să-l culc pe Eric și o să vină să sune, să vezi. Sii să sută sau las! Invitation! Danke! 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 Dan